Bună ziua, domnul Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți din nou alături de noi. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ați avut astăzi, Partidul Social Democrat a avut astăzi o întâlnire cu Raed Arafat. Care sunt concluziile acestei întâlniri? Vis-a-vis de prelungirea stării de alertă, că știm că aici părerile sunt destul de împărțite. Apreciem premiera, pentru că până în acest moment Parlamentul a fost ținut ca un soi de anexă a Guvernului și nu a existat o comunicare instituțională nici cu zona guvernamentală, nici cu zona Palatului Cotroceni. Este o premieră de salutat, pentru că domnul Raed Arafat a ales să vină să stea de vorbă cu parlamentari. A fost, într-adevăr, domnul Marcel Ciolacu, dar a fost prin prisma funcției dumisale de președinte al Camerei Deputaților. Au fost, înțeleg, și domnul Ponta și domnul Dan Barna, deci a fost o discuție mai largă cu domnul Arafat. Așteptam de la domnul Arafat niște argumente clare, epidemiologice, pentru care această stare de alertă să rămână în vigoare la dimensiunea la care este ea în acest moment. Nu a venit cu aceste clarificări. S-au pus niște condiții din partea parlamentarilor și în special din partea Partidului Social Democrat. În prima dintre condiții este deschiderea spitalelor pentru bolnavii cronici, pentru că în elanul ăsta de a proteja pe toți și pe toate de coronavirus, toate spitalele sau cele importante au devenit spitale COVID și atunci oamenii au fost privați de tratamente esențiale pentru sănătatea lor, deci este foarte important ca acest lucru... Sau au fost trimiși acasă, unii care sau au fost trimiși acasă, un lucru foarte grav și care trebuie să înceteze de îndată. Sigur, există la îndemâna guvernanților o serie întreagă de proceduri care să facă această deschidere sigură pentru absolut toată lumea. Mai vorbim și de o condiție extrem de importantă, pentru că, din păcate, aceste stări de urgență și această stare de alertă care este de 30 de zile în vigoare, s-a regăsit mai mult în zona de protecție a Partidului Național Liberal și mai puțin în zona de protecție sanitară. Am văzut tot felul de numiri făcute fără niciun fel de concurs și s-a profitat din plin de această stare de alertă și am văzut ce a însemnat în ceea ce îl privește pe domnul ministru Grindă Ștefan sau pe domnul ministru Tătaru, care au pus nenumărați oameni, rude, afiliați într-un fel sau altul dumnealor, în poziții importante. A fost acel director de spital șef de pompe funebre, a mai fost și un chelner care a ajuns șef de spital, mai este și un domn care dintr-un șef de oficiu Vamal a ajuns în 2 zile șef de regional ANAF. Deci lucrurile astea trebuie să înceteze, cum trebuie să înceteze și toate achizițiile care s-au făcut în această perioadă fără a respecta niciun fel de procedură, mizându-se pe urgența lor. Iar asta este una din solicitările pe care le-au avut cei prezenți la discuție către domnul Arafat. A existat o solicitare și referitoare la acea perioadă de izolare? Știm, cine vine solicitare... în țară, stă 14 zile în izolare. Da, dar s-a pus o condiție de bun simț până la urmă, pe care guvernanții până în acest moment n-au simțit nevoia să o aducă la îndeplinire, și anume testarea persoanelor care au stat 2 săptămâni în această izolare sau în carantină. Sunt nenumărate cazuri în care au fost persoane... care au fost testate pozitiv la coronavirus și care, după ce au fost izolate, nu au mai fost testate și nici persoanele cu care au intrat în contact nu au fost testate. Noi suntem într-o zonă minimală a testelor făcute și nu trebuie să uităm că la 1 iunie domnul Orban, deși și așa cu foarte mare întârziere, a decis să pornească o campanie de testare în masă, testare de care încă nu știm nimic. Spuneați dumneavoastră că nu aveți date cum că această stare de alertă ar trebui prelungită. Avem astăzi 150 de cazuri noi de coronavirus și de la o zi la alta vedem 150-160. Nu sunt aceste date suficiente pentru Partidul Social Democrat? Lucrurile se discută pe 2 paliere, pe palierul sanitar și pe palierul economic. Iarăși, trebuie să aducem aminte telespectatorilor noștri că domnul Câțu și cu domnul Orban, în diverse ieșiri publice, începând din martie-aprilie și până pe 26 mai, au spus că vor veni cu un program de relansare economică. Domnul Câțu a anunțat pe 26 mai că pe 1 iunie o să vină programul de relansare economică, lucru pe care nu l-a făcut. Și atunci revenim la cele 2 planuri. În planul sanitar trebuie văzut ce măsuri trebuie luate pentru a conserva
starea de prevenție și de a limita numărul de îmbolnăviri și acest lucru se poate face fără a avea un cadru general al stării de alertă. Se pot lua măsuri și la nivelul guvernului și la nivelul parlamentului, astfel încât măsuri precum portul măștii, distanțare și așa mai departe, să rămână implementate. În palierul economic, a ține în continuare business-uri închise pe baza stării de alertă, a nu veni cu sprijin către oameni și așa mai departe, este lucru cel mai rău cu putință. Avem deja peste 1 milion de șomeri. În același timp, oamenii din industria Horeca, pe care domnul Orban nu o considera suficient de bine reprezentată în PIB, care dacă mai stau o săptămână în această situație riscă să piardă definitiv business-ul. S-au făcut calcule, sunt vreo 37 de miliarde de euro pierduți din cifra de afaceri a tuturor companiilor afectate de coronavirus. Deci acest lucru nu mai poate fi înfrânat de o stare de alertă nejustificată. Dânsii trebuie să vină cu un program economic foarte rapid. Noi avem acele 28 de măsuri care se vor transcrie în legi în perioada imediat următoare, dar economia trebuie, dacă nu este ajutată guvernamental, măcar să fie lăsată să funcționeze. Repet, cu măsuri de protecție sanitară care pot fi luate și în absența unei stări de alertă generale. Poate e nevoie să fie stare de alertă pe anumite zone, cum a fost Suceava, cum sunt alte zone, dar asta nu trebuie să fie generală și nu trebuie să fie la nivelul la care și-o doresc guvernanții acum. Bun, deci după discuția de astăzi, PSD în continuare nu susține prelungirea stării de alertă sub nicio formă? Nu, pentru că nu au venit cu argumente. Vă mai spun un lucru care ține de, cum să spun, o observație, nu ține de un studiu sanitar sau epidemiologic avansat. Dar noi am avut un prim set de deschideri începând cu 15 mai. Făcute iarăși fără cap și fără proceduri pregătite pentru așa ceva, ne-am trezit cu 20-30 de mii de oameni în Vama Nădlac. Da? Mulți dintre ei stând la oaltă în mașini, foarte mulți dintre ei trecând pe jos Vama. Acela a fost un potențial focar major de infectare și totuși nu au explodat cazurile din 15 mai și până acum. Au mai fost deschideri treptate. Oamenii s-au mai adunat în baza acestor deschideri. Încă nu s-au văzut și au trecut cele două săptămâni necesare, nu s-a văzut o creștere dramatică a îmbolnăvirilor. Deci undeva îmbolnăvirile sau virulența acestui virus este în scădere și atunci aceste lucruri trebuie analizate de specialiști și decis în consecință. Specialiștii ne spun doar atât. E bună starea de alertă. Dar de ce? Ați testat în masă, ați testat statistic, știm ce se întâmplă, habar n-avem. Doar că e mai bine ca incompetența guvernanților să fie salvată de populația care trebuie ținută în rezervă. Bun, dar nu credeți că ar trebui totuși să avem niște măsuri după 15 iunie de protecție, poate? Ba da, dar astea nu trebuie puse sub această umbrelă excesivă a stării de alertă. Dacă dar e nevoie de port, se pot da prin acte administrative ale guvernului. Se pot da, dacă este nevoie, când vor veni cu legea cu hotărârea de guvern pentru prelungirea stării de alertă, se poate amenda decizia Parlamentului de aprobare a acelei hotărâri să nu fie stare de alertă, dar parte din măsuri să fie în vigoare. Să fie menținute. Nu avem nicio problemă cu chestiunea asta, dar repet, a ține în baza stării de alertă o întreagă țară, populație și economie sub obroc, nu se justifică. Sunt țări mai potente ca noi, care au decis să meargă pe calea, cum să spun, relaxării. Să nu uităm un lucru, noi depindem major în ceea ce privește economia de exporturile către UE. Vă dau un exemplu, în zona industriei auto, avem cel puțin 200 de companii care creează, produc sub ansamble pentru industria auto. Se pornește industria auto în Germania, rămâne nepornită în România, oamenii de acolo își vor găsi alți furnizori și peste o lună o să constatăm că degeaba pornim, că nu mai avem ce porni. Deci lucrurile sunt atât de importante încât nu pot fi tratate la nivelul ăsta paușal, cum îi spune domnului Iohannis să spun. Bun, dacă ar fi, nu știu, la acest moment să dați o notă actualului guvern pentru modul în care a gestionat această epidemie de coronavirus până în prezent, ce notă i-ați dat? Probabil că ar fi o notă de trecere, ar fi undeva la nota 5, dar asta strict... O notă destul de mică. O notă mică pentru că ține strict de partea sanitară și ține, iarăși, nota poate fi și mai mică pentru că am trecut hopul sanitar
nu prin testări, nu prin decizii informate, ci prin mutarea asupra populației a întregii poveri a coronavirusului. Am stat o lună în case, după care încă o lună au fost restricții majore. Astea au fost duse de oameni. Nu au fost neapărat meritul unui guvern extrem de performant. Noi nu am avut, repet, asta e situația, teste. Oamenii fac 20-30 de mii, 100 de mii de teste pe zi în alte țări, noi facem 4.000-5.000. Am văzut în țările mai avansate și noi avem una din cele mai avansate industrii de tehnologie a informației. Avem 6% din PIB care vin din această zonă. O lume întreagă lucrează cu IT-știi noștri. Nu am avut o aplicație pe care toată lumea stă cu smartphone-ul în buzunar, care să ne spună, da, mă, ești infectat sau nu ești infectat, sau ce contact ai avut, și totul să funcționeze pe o hartă ca să știm cum au făcut evreii, cum au făcut alții. Ce ar fi făcut PSD, o guvernare PSD, ce ar fi făcut? Ce ar fi schimbat în guvernarea PSD, cu certitudine, ar fi luat măsurile adecvate în ceea ce privește partea sanitară și OMS-ul spune din ianuarie, testați, dacă și Lenin pe vremuri spunea, învățați. Da, am fi făcut cu certitudine mai multe teste și singura entitate a statului român care face teste de masă în acest moment este Primăria Capitalei, care a terminat înscrierile și începând de astăzi o să fie primul set de 500 de teste, în rest niciun test. Și în zona economică am fi fost extrem de atenți la ceea ce se întâmplă, pentru că noi, dincolo de toate legendele urbane, am lăsat economia într-o situație extrem de bună. Am lăsat economia cu un deficit de 2,8, am lăsat economia cu o datorie publică de 34,7% din PIB, una din cele mai mici din Europa, am lăsat în fondul de rezervă al guvernului câteva zeci de miliarde și constatăm că acum ne împrumutăm. Câțu se împrumută cu 80 de miliarde în 7 luni, cam cât s-a împrumutat PSD-ul în 3 ani de zile, și banii nu sunt nicăieri. Dar azi am aflat unde sunt. S-au făcut plăți de către Agenția Națională de Restituire a Proprietăților în avans cu 5 luni, 6 luni de zile pentru clientela politică. Lucrurile astea, dacă le făcea Partidul Social Democrat, acum erau flăcări și văpăi și toată lumea era în stradă. Eu îmi doresc ca oamenii care veghează la bunul mers al societății și al economiei și al politicului să se sesizeze și să ia măsuri. Știm că Partidul Social Democrat intenționează să depună o moțiune de cenzură. Care sunt, cum sunt pregătirile? Când va fi depusă? Noi am S-a stabilit un calendar? Noi am spus că o să depunem o moțiune de cenzură după ce se termină starea de alertă, dar nu vreau să se interpreteze că noi nu mai votăm starea de alertă ca să putem depune moțiuni în cenzură. N-a nicio legătură. Deci după 15 iunie. După 15 iunie, primele motive efective și, cum să spun eu, măsurabile pentru care vom depune această moțiune de cenzură sunt nedublarea alocațiilor și neaplicarea legii de creștere a pensiilor cu 40%. Încă nu avem o decizie oficială. Nu avem, dar până pe diverse... Se mai pot schimba în bună tradiție a comunicării guvernului Orban, domnul Câțu spune că 10%, deși asta ar trebui să fie doar indexarea conform legii anterioare pentru a ține pasul cu inflația, doamna Violeta Alexandru vine și spune că 10% e puțin, că poate ia mai mult, nu avem o direcție. Dar legea spune clar 40%. Nu înțeleg de ce dacă nu au acești bani, nu vin cu o modificare a legii. Să vadă toată lumea ce vor să facă. Dar independent de ceea ce vor dori dumnealor să facă, dacă nu va fi 40%, vom veni cu moțiunea de cenzură. Dar astea sunt motivele măsurabile, efective. Dom'le, dacă în data de 1 august nu faci pe aia și în data de 1 septembrie nu faci pe cealaltă, avem o problemă și venim cu moțiunea de cenzură. În același timp vedem marile gafe pe toate planurile guvernului. Și acest lucru s-ar putea să urgenteze într-un fel de mersul de depunere a moțiunii de cenzură. Deci e posibil ca acest calendar al depunerii să se decaleze un pic și să avem o moțiune de cenzură chiar mai repede. În iulie sau în iunie? Poate chiar în iulie, da. Se poate și în iunie? În iunie e târziu, pentru că trebuie strânse semnăturile, trebuie negociate cu ceilalți, negociată moțiunea cu ceilalți posibili parteneri, pentru că Partidul Social Democrat, independent de ce imagine vor să lase ceilalți, este în minoritate în Parlament și nici chiar PSD cu Procu ALDE nu avem majoritate în acest moment. Deci acest demers trebuie negociat pentru că nu facem moțiunea de cenzură doar de dragul de a o face.
Și vin alegerile, în septembrie am înțeles, 27 este o dată agreată pentru... Este o dată vehiculată, nu știu în ce măsură agreată este agreată. Și de Partidul Social-Democrat această dată? Din discuțiile cu colegii, s-ar dori o dată cât mai apropiată a alegerilor locale. Acum, noi suntem în situația în care încercăm să evităm alte zile ale prostiei, cum au fost cele trei pe care le știm, în care n-am avut acoperire pentru pandemie printr-o stare de alertă. Încercăm să ne mișcăm foarte repede, probabil că chiar mâine să fie la vot în Senat sau vineri cel târziu să fie la vot în Senat acea lege care să extindă mandatele primarilor, pentru că pe 21 iunie ei își încetează de drept mandatele și orice acte... Potrivit deciziei curții. Și atunci noi trebuie să venim cu această lege care va statuta durata de prelungire a mandatelor. Văd că ultimul draft care circulă în Parlament în acest moment este ca până la 1 noiembrie să fie prelungite mandatele aleșilor locali. Iar în același timp, probabil că această lege, conform a ceea ce a spus Curtea, va conține și faptul ca Parlamentul să decidă data alegerilor și nu Guvernul. Există discuții, din ce am înțeles, cu Pro-România, cu ALDE pentru alianță pe aceste alegeri. Cum arată? Nu pentru aceste alegeri. Există discuții și vor exista în continuare pentru o posibilă alianță pentru alegerile generale. Deci nu pentru locale. Este mai puțin probabil ca pentru locale să avem o alianță la nivel național. Există solicitări de la diverse organizații ale PSD, de exemplu, din țară, care vor alianțe locale, fie cu ALDE, fie cu Pro-România, și atunci, conform deciziei partidului, ei vor avea libertatea să facă acest tip de alianțe pre- sau post-electorale. Dar nu există o decizie în acest moment să avem o alianță pre-electorală pentru locale la nivel național. Doar pentru parlamentare? Pentru parlamentare încă se discută. Este o necesitate, la un moment dat, o unire a întregii, cum să spun, stângi românești. Este de văzut dacă ne putem, cum să spun eu, armoniza programele. Principalul test va fi moțiunea cu care se va prezenta domnul Ciolacu, sau moțiunea care va câștiga, poate va fi o altă moțiune câștigătoare, la Congresul Partidului Social-Democrat. Iar dacă acea moțiune va însemna viziunea și direcțiile de acțiune, vor însemna viziunea și direcțiile de acțiune ale Partidului Social-Democrat pe perioada următoare, firește gândindu-ne și la guvernare. Dacă vom găsi aderenți la această moțiune, Partidul Social-Democrat fiind totuși cel mai important partid de opoziție, atunci firește aderarea la moțiunea și la viziunea PSD-ului, poate deschide ușa și pentru o alianță preelectorală pentru general. Că tot ați amintit acum de congres, pe când congresul? O așteptăm să se termine cu starea de alertă, dacă se va termina, și noi credem că totul se va termina pentru toate argumentele spuse de până acum. Va trebui să fie o echipă până la alegeri. Până la sfârșitul lui iulie va fi acest congres. Trebuie să vedem dacă îl facem online sau online, offline. Trebuie să găsim varianta optimă pentru a respecta ceea ce trebuie cu sănătate. Cine va face parte din echipa domnului Ciolacu? Deocamdată nu știu și cred că nici dumnealui nu are o echipă conturată. Este o decizie pe care eu o consider ok, astfel încât să intre în echipa, dacă vor dori, în echipa domnului Ciolacu, care nu este neapărat echipa domnului Ciolacu, și dumnealui a subliniat acest lucru, este echipa Partidului Social-Democrat, să fie vicepreședinți din fiecare zonă de dezvoltare a României, să existe unul sau două posturi de prim vicepreședinte, nu s-a decis încă, secretar general domnul Paul Stănescu este clar în echipa pe care o va prezenta domnul Ciolacu. Domnul Grindeanu? Domnul Grindeanu, domnul Grindeanu încă nu e membru al Partidului Social-Democrat. Domnul Ciolacu i-a făcut invitații în nenumărate rânduri. Așteptăm decizia domnului. Este o valoare, este un aset pentru partid. A fost prim-ministru. L-avem și pe domnul Tudose lângă noi iarăși, care a fost și domnului prim-ministru. Deci este un câștig dacă ar decide să vină. Mai rămâne acum... Dumneavoastră veți candida pentru vreo funcție la acest congres? Nu cred. Adică nu mi s-a propus. Aștept să sune telefonul. Dar poziția pe care o am acum, aceea de purtător de cuvânt, este una extrem de onorantă și extrem de consumatoare de timp și resurse, și nu văd de ce aș vrea și altceva. Am văzut că domnul Eugen Teodorovici își dorește și dânsul o eventuală șefie a partidului. Domnule Eugen Teodorovici, asta e o chestie foarte drăguță care se întâmplă, e pe stil vechi, așa, pe calendarul vechi.
mai iese câte cineva și spune, domnule, să facă ciolacul un pas în spate. De ce să facă domnul ciolacul un pas în spate, să nu faceți voi ceilalți care aveți alte idei un pas în față? Am văzut că inclusiv domnul Codrin Ștefănescu tot ați adus aminte. Să facă un pas în față. Este un partid viu, este un partid liber, este un partid democratic. Dacă domnul Teodorovici crede că are ideile necesare pentru a duce țara înainte prin intermediul PSD-ului și are o echipă, să participe fără nicio problemă la congres. Este cu cât mai mulți candidați, cu atât mai bine. Și nu este o declarație ipocrită. Este natural. Domnul Ciolacu a dat un alt mers partidului. Este o deschidere totală, lucrurile se fac într-un permanent dialog cu cei care conduc la nivel local acest partid, deci nu e, e doar o competiție, cu cât mai mult, cu atât mai bine. Dar a încercat, nu știu, sau a stat la masa discuțiilor cu acești contestatari, domnul Ciolacu? Văzut-o și pe doamna Viorica Dăncilă, care tot așa o voce contestatare. Doamna Dăncilă vine și contestă niște lucruri pe care în principiu ar fi trebuit să aibă grijă să nu le facă chiar dumneai, dar din... La ce vă referiți? Sunt greșeli pe care le vede acum, dar nu le vedea mai demult. Un lucru pe care, mă rog, ar trebui să-l gândim mai cu atenție, dar este iarăși un lucru foarte important. Contești. Hai să facem un lucru. Nu e o încercare de a muți vocile critice din partid, dar nu-i mai bine să critici în partid? Nu-ți convine ce se întâmplă să-ți faci o echipă și să intri la bătaie? Că așa să stăm pe margine și să spunem, ăla nu-i bine, ăla nu-i bine, ok, bun. Poate că nu-s bune anumite lucruri, dar ce punem în loc? Că n-am văzut ce punem în loc. Dom'le, Ciolacu nu e bun, vin eu că-s mai bun. Hai să vină doamna Dăncilă, domnul Teodorovici. Eu cred că ceea ce se va propune la congres din partea domnului Ciolacu va fi o surpriză și o să vedeți că mergem înainte așa cum ne cere istoria. Domnul Dâncu va face parte din echipa domnului Ciolacu? Domnul Ciolacu l-a invitat oficial pe domnul Dâncu de ceva vreme să se alăture într-un fel sau altul echipei, pentru că a fost și este o voce importantă a stângii românești, numai că domnul Dâncu a avut o problemă de curând acum. I-au scăpat niște considerații care au perturbat un pic liniștea în zona de sud a țării. Și i s-a închis ușa? Nu știu dacă i s-a închis ușa, dar va trebui să lămurească aceste declarații și va trebui să aibă o discuție nemijlocită cu oamenii din sud, care au câștigat alegeri, că până la urmă voturile sunt cele care spun cât ești de bun și cât aderență ai la public. Să aibă această discuție, să se facă înțeles, dacă cumva a fost greșit înțeles, și mai departe să-și găsească susținerea pentru a fi în echipă. Eu cred că dacă a fost greșit înțeles, trebuia să fii un pic mai atent, pentru că lucrurile sunt foarte sensibile. Pe final aș vrea să lămurim și un subiect adus în discuție de domnul Marcel Ciolacu, de o eventuală anchetă ADNA în cazul doamnei Viorica Dăncilă. Nu este o anchetă în acest moment, cel puțin din ce știm noi, nu există o anchetă în care să fie implicat Partidul Social Democrat ca entitate. Există doar cereri din partea DNA-ului de a li se furniza documente, dar iarăși este o cerere care a venit și la Partidul Social Democrat, dar a venit și la alte partide. Sunt lucruri care se întâmplă probabil natural când e vorba de bani publici și când documente e vorba de... Documente legate de ce anume? Documente legate de cheltuirea banilor publici care sunt această subvenție pe care o primesc partidele politice și înțeleg că e vorba de perioada 2017-2019. Deci când dânsa era premier? Da, când dânsa era premier, perioadă. Dar este o acțiune, o solicitare făcută partidului, nu guvernului. Nu știu ce înseamnă lucrul ăsta, dacă există o cercetare penală, dacă există o urmărire penală, nu avem această știre, decât că atât la noi, cât și la Partidul Național Liberal și la alte partide, s-au cerut documente de către DNA, de către AEP, noi suntem extrem de deschiși. Legea am văzut că doamna Dăncilă nu a reacționat chiar așa bine la aceste informații. A reacționat într-un fel în care dânsa trebuia să știe că nu are de ce să reacționeze. A existat o informație pe surse, cum că la Constanța domnul Ciolacu ar fi zis ceva, dânsa nu trebuie să comenteze informații pe surse, cum nu comentează nimeni. Are colegi care au fost prezenți la acea discuție, putea să-și ia informația de la sursă, dacă s-a spus sau nu s-a spus așa ceva, nu să ia de bun ce s-a spus în presă. Nu s-a spus așa ceva. Pe surse nu funcționează. Sigur, am avut această informație pe sursă care a ținut agenda 3 zile. N-a fost confirmată nicio secundă.
cum că doamna Dăncilă a avut vreo problemă din partea Partidului Social Democrat sau că dânsa are vreo problemă cu DNA. N-a existat această informație asumată și spusă public de cineva de la noi. Domnule Romașca, nu eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu drag. Cu mare bucurie. Mulțumim.